Bine v-am găsit, să fie o zi magică, 5 aprilie 2024. Este o zi cu foarte multe idei, cu foarte multe flash-uri, cu o intuiție puternică, deoarece luna se află în vărsător și această lună în vărsător poate să activeze nevoia de implementare a progresului, nevoia de a inova, nevoia de a merge către nou, puterea de anticipare, astfel că astăzi intuiția și puterea de anticipare poate fi foarte mare. Mesajul pentru voi astăzi, un mesaj magic, cred în miracole. Este un mesaj foarte simplu, cred în miracole. Mă gândesc cu această lună vărsător, dacă tot putem să ducem așa multă energie către inovație și dezvoltare, de ce nu să credem și în miracole? Ar fi minunat să credem în miracole, mai ales că este o zi în care luna va fi o parte în vărsător, apoi în pești, o să aibă această trecere. Și atunci vărsătorul e vizionarul, inovatorul, iar peștele își dă voie să viseze. Țintesc către inovație și visez că se va întâmpla. Gen, cred în miracole. Și începem cu berbecul. Berbecii, atenționare la mesaje, la presupuneri când trimiteți mesajele și ar fi indicat să aveți un pic grijă pe sectorul iubirii pentru că sunt niște mici obstacole, gelozie, schimbări, situații neprevăzute. Taur. Taurii au astăzi un pic de lucru la furie. Deci nu lăsați furia să vorbească, nu lăsați furia să vă îndepărteze de ce v-ați propus voi să faceți astăzi. Adică dacă, nu știu, ți-a trecut pisica calea, nu înseamnă că gata, o să fie o zi proastă. Voi țineți-vă de drumul vostru și nu vă lăsați deloc provocați. Gemeni. Gemenii au un gând astăzi de a se întâlni poate cu anumite persoane, de a invita pe cineva la masă, de a relua o idee, de voi vă agățați de o șansă pe care ați avut-o, dar pe care nu ați fructificat-o și vă tot gândiți acolo, vă agățați de o oportunitate mai veche. Rac. Racii vor termina repede astăzi la locul de muncă, fie pentru că sunteți nervoși și vreți să lucrați de acasă, fie pentru că aveți colegi care vă apasă toate butoanele, fie că aveți clienți care vă solicită foarte mult. Ori veți lucra de acasă, ori veți avea nevoie de o plimbare după job, dar detașați-vă pentru că nu e totul munca. Leu. O mică reorganizare a planurilor, mai ales dacă discutăm despre ieșiri, despre distracție. Astăzi aveți nevoie să vă bucurați un pic de realizările voastre și să reorganizați programul în așa fel încât să aveți în programul vostru și câteva momente de bucurie, de distracție, de a sărbători, a vă onora. Fecioară. Fecioara este un pic poate agitată în privința unei relații, încheierii unui parteneriat, încheierii unei colaborări. Agitația asta vine cumva din teama de o să iasă, nu o să iasă, o să fie, nu o să fie. Poate să fie, dacă ai lucra să fie și o să fie, bineînțeles, dacă e spre binele tău cel mai înalt. Detașează-te. Ce a fost, ce a ținut de tine, ai făcut. Restul ține cumva și de ce e mai bine pentru tine și pentru călătoria sufletului tău. Balanță. Balanțele astăzi duc foarte multă atenție pe zona muncii, unde vor să facă foarte multe, se încurcă în detalii, se încurcă în lucruri. Cel mai bine ar fi să le prioritizați, să le luați pas cu pas. Recomand să stați departe de emoții și de zona asta de mândrie, pentru că puteți să fiți un pic mândri, mai ales pe zona de muncă, și o atitudine superioară nu ajută pe nimeni la locul de muncă. Nici clienții pe voi, nici voi pe clienți. Scorpion. Scorpionii duc foarte multă energie pe zona iubirii, unde vor să repare, vor să vindece, vor să facă o schimbare, vor să îmbunătățească un pic lucrurile. Poate cu o surpriză pe care o faci partenerului o să aducă o stare genială. Săgetător. Săgetătorii au niște demersuri de dus la bun final, adică v-ați apucat să faceți ceva, chiar dacă între timp v-ați răzgândit. Dacă ați spus că faceți un lucru, țineți-vă de promisiune până la capăt. Și aici are legătură cu casa, cu familia, cu părinții, cu rudele. Deci duceți până la capăt planurile. Capricorn. Nativii Capricorn primesc niște sugestii,
le luați în calcul, apoi nu mai țineți cont de ele, asta vă încurcă planurile, nu mai cereți ajutorul dacă oricum nu o să țineți cont de sfaturile primite, de recomandările primite. Mai bine faceți cum știți voi, pentru că e o pierdere de timp, de energie, iar ceilalți vor avea așteptări de la voi și sunt așteptări nerealiste. Vărsător. Vărsătorii folosesc emoția pe sectorul banilor și pentru că puneți foarte multe emoție, suflet în ceea ce munciți, se vor vedea și roadele, poate într-un mod diferit, poate veți simți mai multă bucurie în munca voastră. Sunt și ceva discuții care se vor relua, iar aceste discuții care se reiau vă cam solicită mintea și creierașul și vă veți simți ușor epuizați. Pești. Peștii trec prin foarte multe emoții astăzi, chiar a spune că sunteți așa într-o fază în care vă concentrați pe relația cu propria persoană, cu emoțiile pe care le aveți, vă concentrați foarte mult pe sufletul vostru, ce vreau eu cu adevărat, cine sunt eu. Poate să fie o mică criză emoțională, dar pe care o veți trece cu bine, însă este important să aveți răbdare, să nu puneți presiune și de ce nu astăzi să faceți un mic răsfăț pentru sufletul vostru. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!